Și când am văzut ceea ce se întâmplă, acolo la marginea clădirii, m-am pus pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile și sunt în viață. De câte ori trec pe acolo, prin Lupeni, mă opresc și văd acolo o troiță. Acolo sunt numele colegilor și a celor care nu mai sunt astăzi. Eu sunt pentru că Dumnezeu a scris viață. Voi trăi și nu voi muri. Voi povesti lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Bun găsit la Dialog la Poartă. Sunt Muntean Ciprian, și împreună cu mine l am pe fratele Nelu Moisa, pastor în Biserica Poarta Celui și în câteva biserici de sector în județul Timiș. Ne bucurăm să vă avem în studio Dialog la Poartă. Bine ați venit, frate Nelu! Mulțumesc de invitație, sunt onorat să fiu aici și să putem împărtăși momente frumoase din experiențele noastre de viață și de credință. ne uităm astăzi la Psalmul 118, versetul 17 Psalmul acesta are niște cuvinte absolut frumoase. Ne spune, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti minunile tale. Când uităm la versetul acesta, frate Nealu, și ne gândim la versetul acesta, la ce experiență sau experiențe din viața dumneavoastră vă duceți cu gândul? Ce vă aduceți aminte? Da, este o provocare pentru mine să Găsesc un răspuns potrivit pentru că în viața de atâtea ori am întâlnit atâtea lucruri care am putut să spun avut că experiență. Dumnezeu a fost acolo și că Dumnezeu de fiecare dată și-a făcut simțită prezența și probabil am ajuns la o vârstă acum când sunt multe adunate și voi încerca să caut cu ajutorul Domnului poate cele mai relevante, cele mai potrivite. Și cele mai potrivite dacă mergem în urmă, eu știu, cu ani de zile sau mulți ani de zile, care ar fi o experiență care, care v va rămas în minte, care va marca, să zic așa, și viitorul? Și dacă vă uitați la ea, poate vă gândiți că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit atunci, poate că, uite, astăzi n-aș fi fost în studio la dialog la poartă. Da, mă gândesc la frumosul verset pe care l-ai pus înainte, nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi, voi povesti minunile tale, minunile lui Dumnezeu care le-a făcut. Aceste experiențe eu le pot numi chiar, chiar minuni. Înainte să stabilim un lucru, eu cred în minuni pentru că sunt un creștin. Creștinii cred în minuni și aceste experiențe minuni Fac parte din viața noastră de credință. Ele nu sunt uh, nici chiar o excepție. Ele sunt lucruri care se întâmplă poate atât de des în viața noastră și care uh, ne fac să ne încredem mai mult și mai mult în Dumnezeu. Uh, nu le pot explica, să nu pui o întrebare, să m -m mă încurci, pentru că ele nu se pot explica minunile, uh, ele sunt specialitatea lui Dumnezeu. Dar ceea ce m-a marcat pe mine. Citind acest verset pe care tu mi l-ai pus înainte acum, trăiesc pentru că Dumnezeu a scris într-o zi în dreptul meu viață și parcanul acesta în buletinul duminical am spus despre acest lucru și poate unii o să spună că mă repet, dar e povestea vieții mele și nu pot să uit despre asta. În 1989, în luna decembrie, Aveam 26 de ani, doi copii mici, Lucian, 3 ani, Raluca, un an și jumătate. Trebuia, pe scurt vreau să vă spun, să merg la muncă. Lucram în mină, în subteran, să cobor jos, în adânc. Cu, acele, cu acel lift, noi spuneam altfel, eu zic lift ca să mă înțeleagă cei care ne ascultă. Era ultima coborâre care trebuia să aibă loc și eram chiar pregătit să cobor împreună cu ceilalți șapte colegi de-ai mei, erau cinci militari și mai erau doi oameni care aveau familie și ar fi trebuit să fiu și eu. Și în ultimul moment, șeful meu, care nu din întâmplare spun eu că a trecut atunci pe acolo, că doar n-avea treabă să treacă pe acolo, m-a strigat și eram oarecum nemulțumit de ce mă cheamă, pentru că de fapt pierdeam ocazia să cobor jos și colegul meu Mă aștepta să-l schimb la locul de muncă, el nu putea să plece până când eu nu ajungeam acolo. A fost pentru mine un moment răscolitor care m-a marcat profund, deoarece uh, toți cei șapte care au fost și eu ar fi trebuit să fiu cu ei, astăzi nu mai sunt în viață. S-a întâmplat o tragedie, un accident, au căzut de la înălțime, în adânc, i-au scos în bucăți. Când am văzut ceea ce se întâmplă, am înțeles atunci că, de fapt, șeful nu a avut cu mine o treabă importantă. M-a chemat doar, a spus el, să stea de vorbă cu mine pentru că aștepta mașina să vină să-l ducă la sediul întreprinderii la birou. Și eu mă gândeam, pentru atâta, șeful? Și când am văzut ceea ce se întâmplă, acolo, la marginea clădirii, m-am pus pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile și sunt în viață. De câte ori trec pe acolo, prin lupeni, mă opresc și văd acolo o trăiță. Acolo sunt numele colegilor și a celor care nu mai sunt astăzi. Eu sunt pentru că Dumnezeu a scris viață. Voi trăi și nu voi muri. Voi povesti lucrările mărețe ale Lui Dumnezeu. Să sunteți aici ca să ne povestiți de minunile acestea și uh, tocmai ce ne-ați relatat, o minune, o minune extraordinară. Ia pare, nu? Uh, un șef care n-a vrut să rămână singur, care v-a chemat, poate ne gândim că pa, e un mic detaliu, oare chiar contează lucrul acesta? Ar vedem cât de mult a contat nu? în existența da. dumneavoastră, un detaliu atât de mic, dar ce diferență mare a făcut. Cu siguranță Dumnezeu l-a avut în vedere în planul lui Măreț. Chiar în anul Revoluției, în 1989, când urma să vină libertatea, se deschideau portițe noi în România de răspândirea cuvântului și așa mai departe. O minune extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o pentru dumneavoastră. Acum, dacă ar fi să vă uitați înapoi, știu, la de când, de când ați fost copil, felul în care Dumnezeu a pregătit lucrurile, pentru, pentru, dumneavoastră de când, eu știu, v-ați născut. Ați mai văzut mâna lui Dumnezeu intervenții minuni pe care El le-a făcut în casa dumneavoastră? Da. Pot să spun că am avut harul și mulțumesc lui Dumnezeu ca de mic copil să văd că de fapt Dumnezeu lucrează și că de fapt Dumnezeu... Nu, am, nu mi-am pus niciodată Problema că nu există Dumnezeu, pentru că l-am văzut pe Dumnezeu de atâtea ori în familia noastră și în biserica aceea micuță în care eu am crescut, în oamenii care se ridicau simpli la învonul bisericii, care nu aveau multă școală și multă carte, dar era prezent Duhul Sfânt la lucru. Astăzi sunt binecuvântat acum, la o vârstă, să fiu într-o biserică cu tineri mulți. Cred că e o recompensă pentru ceea ce a fost înainte, dar și oamenii aceia simpli care erau, aveau ungere de sus și timpul trecea așa de repede. Da, m-a marcat foarte mult copilăria mea și n-am să uit niciodată o predică care a fost atunci la cina Domnului, fratele păstor, ne-a dus cu gândul că trebuie neapărat să ne împăcăm cu Dumnezeu. Că dacă nu o facem, mâine e prea târziu. Și cine nu mănâncă trupul Domnului și nu bea sângele Domnului, nu are viață. Și în mine s-a dat o luptă și am zis, și eu vreau. Și am vrut și eu să fac lucrul acesta. N-am vrut să mai aștept. Zic, nu mă, nu să mă vadă, mă uitam, erau cu ochii închiși ceilalți. Și eu la rândul meu am zis, mă împărtășesc și eu. Și fratele păstor, cu o delicatețe deosebită, nu m-a apostrofat, nu m-a certat, m am mângâiat pe creștet, mi-a spus niște cuvinte care au fost ca o prorocie și într-adevăr a fost o prorocie pentru mine. Mai trebuie să aștepți puțin și Dumnezeu te va folosi nu numai că te vei împărtăși tu, la rândul tău tu vei face lucrarea asta pentru că Dumnezeu te va chema la asta. Ce frumos, câți ani aveați atunci? Eram un copil de 13-14 ani. Și anii au zburat și au trecut. Anii au trecut. Și m-am întâlnit cu respectivul frate pastor care, după ce am ajuns ca Dumnezeu să mă cheme în slujire, să pot cu el împreună să fiu acolo, în acea biserică și amândoi să oficiem actul cinei Domnului și să-i amintesc și el să spună, da, Dumnezeu nostru lucrează și astăzi și vorbește și, într-adevăr, I-am auzit de multe ori vocea și l-am văzut la lucru. E pe minunată. Cum Dumnezeu poate să vadă mai departe în cursul vieții noastre. Acum ne-ați povestit puțin despre momentul în care ați decis să-L urmați pe Dumnezeu. Cum, cum a urmat? Ce ce a urmat după aceste câți ani, să zic așa, au mai trecut după această experiență care ați avut-o Până când să faceți botezul. Cum a fost botezul? Da, în perioada aceea eu aș fi vrut cât de repede să fac botezul, mm. dar frații spuneau că mai trebuie puțin să așteptăm să avem o vârstă. Îmi plăcea tare mult să merg la biserică, dar eram și un copil care vedea pe alți copii, care aveau și alte ocupații mergeam cu ei și la un moment dat, chiar în timpul unui meci de fotbal, eu m-am oprit și m-am uitat la cea și am zis stop, noi trebuie să mergem la biserică. Le-am încurcat jocul pentru că eu m-am oprit că trebuia să merg la, la, biserică. Cineva îmi făcea o viață foarte grea, un vecin de-al meu. Noi aveam casa mai mică, ei casa mai mare. Interesant, eram așezați mai, într-o poziție mai jos decât ei și era mai impunătătoare poziția lor decât a noastră. Și de fiecare dată când mergeam la biserică, striga după mine, pocăitule, și parcă nu-mi plăcea cuvântul ăsta, mi era un pic rușine. Încercam să o colesc, să caut o altă ieșire, dar nu scăpam de el. Și am ajuns într-o zi la biserică, foarte, foarte amăgit și supărat. De ce mi se întâmplă asta? Și atunci am avut un moment în care am stat de vorbă cu Dumnezeu și m-am rugat. Și am zis, Doamne, te rog, fă să nu mai fie rușine de numele acesta frumos. Și dacă oamenii ăștia vedeam că se bucură și le curgeau lacrimi de bucurie, rugăciunile țineau destul de mult și era har și era prezența lui Dumnezeu, în acea zi a fost ziua vieții mele când Dumnezeu m-a convins cu adevărat. Aveam 17 ani și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. N-am avut botezul în apă. Ei, și de atunci, am simțit o bucurie enormă. Mi s-a mai întâmplat să strigi după mine vecinul care era mai mare ca mine, care era student deja la Cluj și venea în vacanță acolo și era destul de arogan, de mândru. Am mai zis o dată de două ori și au văzut că, de fapt, probabil se citea și pe fața mea că nu mai e acea supărare. Din contră erați bucuroși. Și, și s-a oprit. Dar, într-adevăr, atunci a fost momentul hotărător când am zis nimeni și nimic nu mă, mă va despărți de dragostea lui Dumnezeu Să mai departe acum ne povestează de momentul uh, acesta frumos în care ați fost botezat cu, Duh, botezat cu Duhul Sfânt uh, și după mă gândesc că a urmat botezul în apă, cum, uh, cum a fost această experiență în vremuri în care în comunism era puțin mai dificil Oh, da uh. Uh, îmi amintesc și acum parcă n-am să uit ziua aceea a mai trecut un an pentru că trebuia să împlinim 18 ani, așa spuneam. Era regular. Da, noi 18, fetele 16 ani. Mm. Uh, ele aveau harul ăsta să poată de la 16. Mai noi repede. băieții trebuia să, să... Spunea că noi băieții nu prea suntem așa așezați ca și ele, uh -huh. probabil. Uh, eu m-am botezat în data de 6 ianuarie, exact uh. de botezul Domnului. Și nu era baptistiere în biserică. Și nu, nu era baptistiere. Și să vă mai spun ceva. Era o situație... Înainte de 89, în altă parte erau oamenii totuși mai... Împotrivitori. Unii mai împotrivitori, dar la noi era un secretar de partid care era un activist. Făcea viața grea, care făcea viața grea. Adică în ce sens? N-aveau voie să se boteze decât doar cei care au din familie. Dacă din afară venea cineva de la Biserica Ortodoxă trebuiau niște formalități, se numea prozelitism și atunci și, uh, se făcea botezul cam pe ascuns. Mm -hmm. Și atunci ne-am botezat cinci, doi erau din afară, care nu erau din biserică. Ce credeți că unde a avut loc botezul? Mm -hmm. Între două localități, între Zagra și Poinile Zăgrii, n-a fost nici într-o casă, a fost în apă curgătoare. În 6 ianuarie. 6 ianuarie. A fost gheață, să a spart gheața. Păstorul s-a uitat la noi Cred că prin credință, eu astăzi n-aș sugera nimănui să facă lucrul acesta, din potrivă să-i mulțumim lui Dumnezeu de condițiile pe care ne le oferă, cu flori să le primim și cu cei Bucurie. dragi care să ne să uite la noi. Ei atunci n-au fost. A fost tata acolo, pastorul, și n-au putut să fie nici chiar toți ceilalți membri din partea celorlalți candidați, pentru că atrăgeam atenția, chiar dacă era noapte târziu, a ce oră că, era? a fost pe la ore la ora 22, 23, 30 și 11, târziu. târziu. Noaptea târziu, erau stele, lună pe cer, gheață, dar vorbim de, de, minuni, de experiență. Vreau să spun ceva ce s-a întâmplat atunci. În apa cea rece, în care noi am intrat, niciunul nu ne-am îmbolnăvit, ci din potrivă, o spun așa de clar, Așa cum scrie în evrei, prin credință a stins el Dumnezeu puterea focului pentru cei trei tineri și nu li s-a întâmplat nimic și a închis gura leilor. Nu știu cum a încălzit Dumnezeu acea apă pentru noi, dar n-am simțit frigul, am ieșit de acolo, zăpadă, urmele noastre pe zăpadă, ne-au căzut șlapii de acolo până la locuința care erau, erau câțiva metri. Am rămas toți în credință și am rămas ancorați. Ne-au fost martori stelele, luna și a fost extraordinar. Asta a fost ziua botezului meu și astăzi, când mă uit, ce vremuri trăim, spun slăvit să fie Domnul. Extraordinar, nu? Același Dumnezeu care a putut să stingă puterea focului în cuptorul, în cuptorul cu foc pentru cei trei tineri, a putut să încălzească apa în 6 ianuarie. Minus afară, înghețată da, da și n-ați da. simțit. Ce frumos! Acum nu știu dacă a încălzit-o toată apa de pe râul ăla, <laughs> dar suficient că ne-a încălzit nouă inimile și a fost acolo. Vedeți, ziua încercam și căutam dacă e apă rece, era foarte rece, că era ianuarie. Și în noaptea mă că era și mai rece. Da, da. Extraordinar o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Ce a continuat după, după această minune? Cum, cum au decurs lucrurile în viața dumneavoastră? Au decurs așa de frumos, parcă erau programate și spun, da, cineva a avut grijă să le programeze așa de frumos. Îmi spunea un prieten care era mai mare decât mine, el a plecat mai repede la Domnul printr-un accident, nu mai este, dar îmi spunea, auzi, te sfătuiesc să nu faci botezul până după armată, pentru că să știi că în armată nu va fi ușor, vor fi unii batjocoritori și îți va fi greu. Spunea el din experiențele lui ce s-a întâmplat. Eu n-am avut răbdare să fac armata. Lucrul ăsta l-am făcut așa cum am spus mai înainte, dar vreau să spun ceva. Dacă unii sunt cu relații, eu am fost un copil simplu de la țară. Am făcut armata la câțiva pași de casă, la Dej. A fost aproape. N-am avut pe nimeni să-mi pună o pilă, cum se caută. Ați făcut o pilă de sus, să zic Am, așa. Avut, am avut de sus. Ei, <laughs> da. și nu numai atât. A fost viața așa de frumoasă în armata, încât mă gândesc acum cum Dumnezeu le-a purtat pe toate, cum a scos Dumnezeu un om care s-a împrietenit efectiv cu mine, nu știu ce a văzut la mine. Am aflat mai târziu eu, când am terminat armata, mi-a spus, nu mi-a spus până atunci, probabil n-ar fi vrut să scap acest lucru, să-l spun, să-i fac lui probleme. Era și bunica lui creștină și el a văzut că și eu sunt creștin. Și când toți erau la instrucție și la toți și când el era greu, eu primeam o cheie de la el de acasă și spunea, tu te duci acolo și stai și luăm Biblia și citeam Dați timp să vă pregătiți. Și a fost ceva extraordinar și am zis cum Dumnezeu mi-a pregătit și apoi să spun ceva, nu, mai, nu numai în armată, după aceea am fost ca un protejat. Peste tot pe unde am mers, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să rezolve lucrurile la mine și peste tot am simțit că de fapt Dumnezeu e cel care mă protejează. M-a așezat întotdeauna lângă oameni care, așa cum spune, te voi face cap și nu coada. Și, și într-adevăr, el s-a ținut de cuvânt. Am avut harul să stau pe lângă oameni mari și, uite, am o vârstă și am harul și acum să stau lângă oameni binecuvântați. Pentru că așa a făcut Dumnezeu și le-a aranjat el, spun. Și aranjamentul lui este extraordinar. Da, așa este. Acum, rămânând la armată, ne-ați spus de o primă parte. Ce vă mai aduceți aminte? Ce s-a mai întâmplat în armată după, după episodul acesta? Ați dus-o bine o perioadă? Cum au continuat lucrurile? Cum s-au dezvoltat ele? Ați trecut cu bine anii de armată? Am trecut cu bine și să nu uit un lucru. Eram, nu prea făceam instrucții. Acum pot să spun că lucrurile au trecut, nu le mai verifică nimeni că nu eram acolo prezent tot timpul și vedeam pe colegii mei care veneau obosiți și eu eram un favorizat și am înțeles cum Dumnezeu le poartă de grijă copiilor săi. Am avut chiar harul să fiu pus la un panou de onoare acolo și mă uitam și mă gândeam, oare chiar e adevărat? Eu sunt soldatul ăsta, model, disciplină. Cum, cum, cum ați ajuns la panou de onoare? Oh. <laughs> Interesant. <laughs> de la Dej o trebuie să ajungem la capul media pe țară, artileria antiaeriană și comandantul armatei a patra, șeful statului major, toți au vizitat acolo, instrucție, toți s-au pregătit înainte și noi trebuia să, cu machetă, să nimerim ținta care era. Eram servantul 5 care încărcam tunul cu muniție. Ce credeți că s-a întâmplat? De emoție, probabil nici datorită pregătirii mele, care nu prea a fost. Era în camera de sus, să spunem -am așa. M-am lovit puțin la o mână, îmi curgea sânge din mână, dar am insistat și s-a reușit. Ce credeți? Noi, grupul nostru care era, am atins ținta. Și s-a oprit în spatele nostru comandantul Armatei a Patra. M-a chemat la el i-a apostrofat pe ceilalți care erau din ciclu 2, care trebuiau să-i libereze și să spună, priviți la acest soldat, cu prețul vieții lui, sângele, un model, spunea el, pe care trebuie să ne-l asumăm și să respectăm. Și să a uitat spre comandantul unității noastre și a spus, din partea mea are două săptămâni de permisie. Și comandantul a spus și din partea mea două săptămâni de permis. Și am plecat acasă de acolo, de la capul Midia. O lună de zile am stat acasă. Concediu. Concediu. <laughs> da. Extraordinar. Extraordinar. a fost. Deci numai Dumnezeu a fost cel care era înainte și eu doar pășeam. Și când v-ați întors din concediu, ați văzut panoul. <laughs> și când am venit din concediu, surpriză, surpriză, un panou mare în Dej, la unitatea militară de acolo, de pe dealul Florilor, mă uitam și nu-mi venea să cred, mă gândeam, chiar mi se rumeze puțin ochii, știi? O poză mare, cum mi-a luat-o ei de acolo, cum aveam pe e, legitimația aia noastră, care era atunci, care nu servici, mărită, destul de mare, și acolo scria un soldat model, urmați exemplu, disciplină, cuvinte mari, cuvinte prea mari, prea mărețe. Și a fost extraordinar. Și eu n-am făcut nimic pentru asta. Dumnezeu Doar pur... m-am întors la Dumnezeu și am zis, nu, eu mă întorc la Dumnezeu, că Dumnezeu m va purta de grijă, în armată, în viață. Și s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu a purtat de grijă. Până aici, nu numai armata, până aici. După armată, ce a urmat? Ne spuneați de experiența care ați avut -o în mină. Cum ați ajuns la mină? Oh, cum am ajuns la mină? Am ajuns la mină pentru că trebuiau să plece militari detașați la mine. Eu nu eram trecut pe lista aceea. Într-o zi, comandantul nostru mi a spus, comandantul cu care mai prietenisem deja, apropiați, eram chiar prieteni acum, prietene mi-a spus, eu plec, dar tu o să duci bine aici, în continuare, ești aproape de casă, mergi des acasă. Și eu am spus, aș putea să vin și eu? Și el a zis, nu sugerez să vii și tu, dar dacă chiar vrei să vii și tu cu mine, eu îți promit că și acolo nu o să fie rău. Ei, Dumnezeu avea în vedere că acolo unde am fost detașați, acolo să cunosc soția, acolo Dumnezeu să mă cheme în slujire, pentru că nimic nu întâmplător. Când am cerut să fiu trecut pe listă, comandantul unității m-a apostrofat, s-a la mine și a zis, ești nerecunoscător, oare nu ce bine aici? Noi trimitem la muncă, la mină, pe cei care uh, au avut probleme sau altceva. Tu te-ai urât cu binele? Erau un tristat pe un soldat Ex. model pleacă. Da, și uite că uh, nu regret că am plecat și am dus-o bine și acolo. Așa am ajuns eu în Lupeni, în județul Hunedoara. Și lucrând la, la mine. Foarte, uh, foarte interesant povestea, povestea aceasta. Acum ne-a ne spus că acolo ați intrat în, în slujire a, în județul Nedoara, în Lupeni ce experiențe ați avut a, legat de slujire în, în zona aceasta ce vă mai aduceți aminte despre experiențe în, în slujire a, după ce v-ați căsătorit, ne spuneați de experiența aceasta din 89 în care Dumnezeu v-a păzit viața într-un mod deosebit în anul Revoluției a făcut o revoluție pentru dumneavoastră. Da, stau să mă gândesc că, au fost anii cei mai frumoși pe care i-am petrecut acolo după copilărie, bineînțeles, copilăria, cu toții ne aducem cu drag și cu bucuria minte, și nu uităm clipele acelea dar de la 22 de ani viața mea pe urmă, a continuat în Lupen, județul Hunedoara. Eu am spus că n-am să stau mult acolo și soției mele i-am promis un lucru și a spus ne mutăm de aici. Interesant, vreau să mărturisesc ceva. De câte ori ne gândeam să facem lucrul ăsta, de atâtea ori Dumnezeu făcea ceva pe partea cealaltă. M-a făcut să am un serviciu foarte bun, chiar dacă era în subteran. Vedeam mai mult aerul liber de afară și păsările cum ciripesc, pentru că așa erau posturi de muncă care deserveau pentru subteran și trebuiau să fie și de suprafață. Dar eu aveam, de fapt, intrările de subteran, intram din când în când. A fost o vreme binecuvântată pe partea asta. Soția mea, la fel, a avut un serviciu foarte bun la termocentrală Paroșen și asistentă. Dumnezeu ne-a binecuvântat apoi cu copii și am înțeles chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în slujire. M-a chemat să-L slujesc. Și am rămas acolo. Și am e? rămas acolo. Nu una, nu doi, nu cinci, cum credeam noi. ce am ieșit la pensie de acolo. Acum trebuie. să spun că eu am ieșit la 45 de ani la PES. A trecut, și a, trecut. a fost frumos. Experiență frumoasă. Ce alte experiențe vă mai aduceți aminte de mină că ați mai avut acolo și credeți că ați putea să le împărtășiți cu noi? Din, din zona aceea, din, din sfera aceea. Poate chiar a minunilor. Da, Așa după cum poate și voi ați aflat de multe ori, în zonă se întâmplau multe, multe accidente care urmau în urma explozilor puternice care erau acolo. Au murit foarte mulți oameni. Am un prieten care acum este conducător de biserică în Lupeni, e prezbiter Liviu. Uh, îmi amintesc de ziua în care a fost o explozie puternică, și Liviu, care trebuia să coboare jos împreună cu conducerea întreprinderii, să verifice unele lucrări, era uh, electrician, telegrafometrie, cu aparatele din astea care monitorizau situațiile acolo. Uh, a urmat o explozie. A doua explozie. După explozie, au mers să facă niște verificări. Au murit uh, niște oameni foarte importanți din conducere pe care i-a prins. Prietenul meu, Liviu, era acolo printre ei. Îl așteptam. Noi auzeam de afară că s-a întâmplat din nou un dezastru, o tragedie. Îl așteptam să iasă afară. Și când mi-a povestit Liviu, ce s-a întâmplat? Când suflu acela puternic al exploziei a venit, el a avut inspirația, dată tot de Dumnezeu, era un canal de apă care circula acolo pe margine, pe acea galerie, a căzut, s-a aruncat în apa aceea, efectiv apa aceea l-a protejat și a scăpat de suflu explozii, ceilalți au murit cu toți. A ieșit afară Liviu. Mi-a povestit aceste lucruri și în viață de multe ori putem să realizăm că de fapt Dumnezeul nostru în care noi ne punem toată încrederea, așa cum spunea și David, voi lăuda pe Dumnezeu toată viața mea, voi istorisi toate minunile Lui. Iată că sunt aici să spun că de fapt Dumnezeu a fost cel care a scris viață în dreptul nostru, n-a murit. Ar fi multe lucruri, dar eu cred că important este astăzi să nu uităm. Dacă unii poate le-au pus în lada uitării lucrurile astea și spun astăzi nu mai sunt minuni, sunt și unii oameni care uită, alții spun că nu mai sunt, eu spun, Dumnezeu lucrează și astăzi. Chiar noi, oamenii, noi, suntem minuni a lui Dumnezeu. Să ne uităm la felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și chiar putem să împlinim versetul acesta, să povestim minunile Lui din viața noastră. Acum, vreau un pic să ne întoarcem în, în copilărie, în... Să vă întreb legat de mama dumneavoastră, ce rol a avut ea în, pentru dumneavoastră în a-l cunoaște pe Dumnezeu, să vă apropiați de Dumnezeu, să știu, ce rol a avut? Cum v-a învățat, știu, să vă rugați să vă apropiați Dumnezeu? Ce vă mai aduceți aminte din anii copilăriei? E un moment sensibil a. când vorbesc despre mama, chiar la o anumită vârstă, parcă o, o să, să umezesc, Spunea. Omului Dumnezeu, Sfântul Augustin. După mama, nu iubesc mai mult. După Dumnezeu, nu iubesc mai mult pe nimeni decât pe mama. Pentru că Dumnezeu și mama au fost cei care mi-au dat viața. Am avut o mamă credincioasă. Spun că am avut, pentru că, de fapt, ea a plecat acasă la Domnul. A fost un model pentru noi. Era o femeie liniștită, ochi albaștri. Mă uit la fetele noastre astea și când privesc la ele, parcă o văd pe mama. Era timidă, era tăcută și spunea tatălui meu, la biserică pe mine să nu mă pune să mă rog, pentru că eu nu pot să fac lucrul ăsta, dar în schimb, mama era o femeie rugăciunii acasă și eu știam lucrul ăsta. S-a rugat mult acasă și ce m-a marcat pe mine a fost momentul acela când, în noaptea, înainte de a pleca în armată, de a mă trezi dimineața să iau trenul spre Dej, noaptea târziu am auzit o rugăciune care îmi rămâne și acum în minte. Era mama, în miezul nopții, care se ruga, dar se ruga fierbinte cu lacrimi în ochi și spunea un frate de la meu, George, mai mare decât mine, că am făcut probleme părinților, o vreme nu știu despre el, credeau că era la școală, nu s-a ținut de școală. Și printre altele, mama spunea în felul următor, va pleca copilul nostru de acasă, dar te rog, Doamne, să nu-l lași să se piardă. Te rog, Doamne, să fii cu el și să-l ajut să fie slujitorul tău. Și noapte întreagă, am încercat să ador, cred că m, dormit, m am dormit, m-am trezit, mama mai se ruga. Încă se, se ruga. Ei, n-am putut în viață, chiar dacă aș fi fost, poate, chemat de cineva pe moment să uit, anturaj sau ceva, ei, rugăciunea mamei m-a urmărit toată viața. Nimeni nu se roagă cu mama. Rugăciunea fierbinte a mamei ajunge, ajunge la Dumnezeu. Mi-am de un episod iară interesant când, mai mici decât mine, noi eram șapte frați, aveam doi frați gemeni. Într-o seară de joi, seara la rugăciune, tata s-a rugat și a spus să ne rugăm pentru un copilaș care este bolnav. Eu știam despre cine era vorba, despre unul din frații mei dintre cei doi gemeni. Ieșiseră ceva pete, nu era nici vărsat de vânt, l-au dus la doctor, nu știau ce să-i facă, plângea în continuu, era o situație atât de complicată, trei nopți, patru zile la rând, situația asta continua. Ne-am rugat, m-am rugat și eu, dar m-am rugat cu credință. Știi ce am crezut eu atunci? Am crezut că, de fapt, când mă duc acasă, îi voi găsi pe amândoi la fel. Semănau, nu-i puteai deosebi, dar acum unul era umplut de pete roșii, de bube pe față, peste tot, plângea. Am crezut că Domnul Iisus a trecut pe acolo, dar nu trecut. Și am zis, nu trecut, dar o să treacă la noapte. Și am zis, nu mă culc, nu o să adorm în noaptea asta, o să-l aștept să vină. Am stat, am stat, am stat, am stat mult, am adormit. Când m-am trezit dimineața, era o liniște de plină. Nu mai plângea nimeni în casă. Mm -hmm. Tata era plecat la lucru. Mama obosită și ea a dormit în ziua aia mai mult, soarele bătea în geam. Și ce credeți că? Era în acel leagăn dublu mai mare, amândoi se jucau și gângureau. Și nu mai cunoșteam care e unul și care e celălalt. Nici o pată, nicio urmă. A fost Pentru că a fost în seara aceea, noaptea aceea a trecut Domnul Isus pe la noi. Aș fi vrut să-L văd pe Domnul Isus. asta a fost dorința mea. De aia am spus puțin mai mult. L-am așteptat să intre și știu precis că a fost prezent acolo. Și mama când s-a trezit, s-a uitat, m-a chemat și pe mine, eu văzusem de fapt și a zis, hai să vezi că Domnul Isus a fost la noi și a dus vindecare. Câți ani aveați atunci? Aveam 13 ani. 13. Cam așa. Ne-a spus despre botezul cu Duhul Sfânt, despre experiența aceasta. La ce, la ce vârstă a fost? Cum ne a spus puțin despre ea, că ați plecat întristat, a plecat cumva supărat de vecinul acela și v-ați rugat și chiar în serviciul acela, în slujba aceea, Dumnezeu v-a binecuvântat cu experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Cum a fost? Că dacă ne puteți da. spune mai multe că, lucruri de... Era cina Domnului. A ținut mai multă uh, slujba ca de obicei. Știi că atunci când era cina Domnului uh, nu se termină la biserică la ora 12, se termină la ora 14. Ora Încă două, două ore. Și totuși, interesant... Uh, Oamenii stăteau. N-ar fi vrut să plece. Dar eu m-am rugat atunci, am felul următor. Și am zis, Doamne, eu îi vedeam pe ei că se bucură. Îi vedeam pe ei la rugăciune. Erau cercetați eu mă chinuiam, aș fi vrut și eu. Și am zis, doamnă, vreau și eu să mi se întâmple. Dacă botezul, dacă tu și astăzi botezi cu Duhul Sfânt și dacă tu și astăzi faci lucrul ăsta, dăm -mi și mie ce le-ai la ăștia. Și în ziua aceea s-a întâmplat. Alții au stăruit foarte mult. Poate unii au fost invidioși că atât de repede s-a întâmplat lucrul ăsta. Atunci a fost și după aceea a mai fost o completare după botezul în apă. A fost ca o umplere în care am simțit, într-adevăr, așa cum ți-am mărturisit mai înainte de acea experiență frumoasă în care n-am simțit frigul, n-am simțit tot ce îi, dar după ce ne-am retras în casă, a continuat mulțumirea înainte lui Dumnezeu și atunci, acolo împreună cu ceilalți, am avut o seară bine binecuvântată, o noapte binecuvântată. Știi când ne-am întors acasă? Ne-am întors dimineață. Noapte de rugăciune prelungită. Frumos. De rugăciune prelungită, cum am spus da, noi. O sărbătoare. O sărbătoare. sărbătoare. De care o țineți, o țineți da. nu, 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 poți să uiți. Deci lucrul ăsta nu poți să le uiți. Aș vrea să mai repete în viața mea. Poate dacă mă întreb dacă mi s-a mai întâmplat vreodată, da, am mai avut un moment binecuvântat după ce am ajuns slujitor la Lupeni. Acum crescut crescuseră copiii, erau copii ca în perioada când eram eu cel care căutam să am o relație cu Dumnezeu. Și după ce am ajuns diacon, prezbiter, păstor, Veneau unii fraz din biserică și ne spuneau în felul următor, auzi, aveam, credeam că de fapt se vor schimba un pic lucrurile, veți, vă veți implica mai mult, nu vedeți tineri, erau mulți tineri pe vremea aceea încă, în biserica noastră, industria încă funcționa bine în zona noastră, biserica era destul de mare, erau și copiii noștri printre ei și spunea, voi nu-i vedeți, ei nu se roagă, noi ne rugăm, ei stau cu ochii deschiși, nu știu cum îi puteau vedea alții că sunt cu ochii deschiși, eu nu prea aveam timp să-i văd, că nu înseamnă că și ochii lor erau deschiși. Mă durea inima, aș fi vrut ca lucrurile să se schimbe și ne rugam Domnului, n-am fi vrut nici să îndepărtăm. E o lucrare sensibilă cu tinerii, și noi știm că trebuie ajutați și trebuie găsite și cuvintele cu care să te apropii de ei. Ei, a făcut Dumnezeu într-o seară ca să aducă rezolvarea problemelor cu care noi ne confruntăm În ce sens? Păstorul Senior plecase pentru două săptămâni din biserică. Am chemat pe cineva în seara aceea să predice n am mai predicat nimeni în seara aia, pentru că de fapt ne-am pus după o cântare să ne rugăm și rugăciunea nu s-a mai terminat. Uh, nu știu cum să-ți explic, uh, nici n-am cum. N-am adus noi harul, nici cel care a fost invitat nu n-a adus harul, pentru că n-am apucat noi să spunem multe cuvinte. Uh, pur și simplu, prezența Domnului s-a coborât, coborât mâini ridicate pe sus, uh, copii care n-ar mai fi vrut să plece de la biserică și din potrivă o rugăciune care a ținut poate o oră și am vrut să o oprim și am făcut semn să cânte o cântare s-a din nou cântarea de rugăciune și am continuat o seară binecuvântată și am zis astea sunt rusalile ca la sfârșitul slujbei aveam o cameră de sus și astăzi există camera aia de sus mi dragă tare camera de sus seara de marța, de vinerea, ne adunam acolo. Nu erau mulți. Îi puteai număra pe deget. Știai care sunt oamenii care vin la rugăciune. Ei, tinerii au venit și au spus, frate păstor, am vrea și noi să mai stăm, să mergem în camera de sus. Au făcut cunoștință cu camera de sus. Și a urmat o săptămână în care Dumnezeu a botezat foarte mulți cu Duhul Sfânt. Au fost foarte, foarte, foarte frumos și o atmosferă extraordinară. Nu trebuie să facem noi mare efort decât să-l implicăm pe Dumnezeu când nu poți tu, poate, poate el. Când vine focul din Dumnezeu. Exact. Sunt momente când Dumnezeu aduce timpul din asta. Nu e nevoie ca niciun om să-i facă cumva exact. publicitate. Exact. Focul se vede, se simte, încălzește, exact. rupe exact. legăturile. Exact. Sunt un foc care s-a coborât și... Îmi amintesc da. cu drag de, de lucrul ăsta. Mă bucur când îi întâlnesc pe cei care acum au crescut, sunt oameni cu responsabilitate și ei. Și Eu cred că poate o să mai am harul acesta. De ce nu? Noi ne bucurăm întotdeauna în prezența Domnului, că știm că El ne ascultă și cu noi când îi, dar sunt momente care parcă depășesc Într-o zi se întâmplă ceva, cum s-a întâmplat cu Moise, au mânat turma dincolo și acolo a fost. Lui Dumnezeu. Acum, fratel, dacă ne uităm la aceste experiențe, într-adevăr, sunt minuni pe care Dumnezeu a, vi le-a îngăduit să, să le trăiți, să le povestiți, să fie încurajare pentru alții în un moment de îmbărbătare, de edificare. În, în, viața dumneavoastră, ce scop au avut uh, aceste experiențe așa de-a lungul vremii? Cum v-au întărit ele? Cum v-au uh, ajutat să mergeți mai departe în slujire? Uh, da, uh, aș putea să spun că toate aceste experiențe au avut un rol hotărător. M-au ajutat să le transform în piatră de aducere a minte când au venit alte încercări, necazuri, că viața așa este, cu multe situații neprevăzute, pietre de aduce aminte, mi-am amintit de modul în care Dumnezeu s-a implicat și am zis, o, oh, vom trece și peste asta, că Dumnezeu e cel care ne va ajuta. Ar fi multe și multe lucruri de spus cum Dumnezeu a lucrat minunat, cum Dumnezeu a vindecat-o pe mama, pe soția mea. Un lucru pot să îți amintesc care iară m-a făcut să-mi amintesc de versetul cu care noi am început. Cred că încet ce ne apropiem și de sfârșit, așa cum am început, voi trăi și nu voi... Mări. Muri. Am ajuns să plec în Germania. Copiii erau la facultate amândoi, nevoile financiare, acolo la lucru, slujeam și la biserică, și într-o noapte s-a întâmplat ceva. Am visat un vis eram tare neliniștit și m-am trezit și colegul meu a spus noi lui ce s-a întâmplat. N-am putut eu să-i spun lui multe atunci, dar m-am trezit, m-am retras în bucătărie. Se făcea că în casa noastră, unde noi locuiam, cineva care pe... Îmi amintesc că l-am înmormântat nu cu mult timp înainte, A venit la ușa noastră și eu știam că de fapt el plecase, el murise. Și insistent bătea la ușă, vroia să intre și eu m-am uitat și am zis omul ăsta nu are de ce să vină acum, de unde vine el acum, știam că a murit. Uh -huh. Lucian, băiatul nostru cel mai mare, a văzut și a spus tati, dar noi totdeauna deschidem la oricine bate la ușă. Și îl încerca să deschidă ușa și eu îi spuneam, Lucian, nu deschide ușa. Și în momentele acelea m-am trezit destul de agitat și am înțeles că ceva nu este bine. Lucian era în Grecia cu Raluca, programul acela studențesc, în care în vacanțele, era în ultimul an de facultate, puteau să mai câștige niște bani acolo, li se găsea un job și își făceau și un mini concediu. Raluca a venit mai repede și Lucian împreună cu un coleg de-a lui de acolo, din fosta Iugoslavie, parcă era respectivul, avea o mașină închiriată, au adus-o la aeroport. A fost totul bine, când s-au întors înapoi, ce crezi că s-a întâmplat? Un accident, au ieșit de pe șosea, au aruncat din mașină afară, dislocat umărul, probleme, șoferul care era colegul lui Lucian, Lucian doar câteva zgârieturi. În noaptea aceea, după ce am avut acea înștiințare din partea lui Dumnezeu, rugat? eu m-am rugat. M-am rugat toată noaptea pentru asta, pentru Lucian. Ca să mă sune soția ziua, pe la 11-12, plângând și să-mi spună tu ești acolo, departe, copiii sunt departe, iar tu știi ce s-a întâmplat. Și eu am spus, draga mea, știu Că putea să se întâmple ceva, dar nu cred că s-a întâmplat. Face... Da, Lucian era să moară, dar uite Dumnezeu a intervenit. A intervenit. Mm -hmm. Pentru că Dumnezeu a scris viața. Ce vreau să spun cu asta? Viața lui Lucian s-a schimbat radical de atunci. Venea la biserică, cânta în cor. Lucian spunea, tată, eu nu o să predic. Vreau să spun astăzi că, de fapt, Lucian prin felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui și a arătat că El este Cel care dă viață și poate să o ia oricând, l-a apropiat mult, mult de Dumnezeu. Și a fost un moment în care am văzut ce bine e să ai pe Dumnezeu să spună, diavolul ar vrea să ne ia viața. De fapt, noi știm ce s-a întâmplat și cu Iov, și Dumnezeu i-a îngăduit, cât îngăduie Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu îngăduie să facă diavolul chiar tot ce ar vrea el. Dacă ar fi după el, sigur ar vrea ca să murim, nu să trăim. Dar noi, prin puterea lui Dumnezeu și ar lui spune: Astăzi voi trăi și nu voi muri, pentru că cel care ne ține e Dumnezeu. Dumnezeu ne ține și avem harul să povestim minunile Lui, datorită intervenției Lui în viața da. noastră lucruri extraordinare, lucruri foarte frumoase. Uh, mai aveți ceva pe inimă, frate Nelu, să ne spuneți vreo experiență uh, de-a lungul anilor, de-a lungul intervenției pe care Dumnezeu a făcut-o în familia dumneavoastră, în viața mea? Știu că sunt multe, poate vă îndeamnă două Sfânt, să alegeți una dintre ele uh, care v-a marcat la fel. Cred că toate v-au marcat, da. dar există ranguri de care și-au pus amprenta asupra Mai degrabă de mama, și m-ai făcut să mă duc cu gândul departe. Mama a plecat la Domnul. Am avut harul să trăiesc într-o familie de oameni care, cu adevărat, nu, nu vreau să spun acum că părinții mei au fost extraordinari, dar au fost oameni credincioși. N-au putut ei să ne dea, eu știu, avere multă. Eram șapte frații dar ne-au dat cel mai de preț lucru, credința pe care o avem, am moștenit-o și ne-au transmis-o și, și nouă. Asta s-a întâmplat mai recent în viață, după ce medicii au spus mamei că ea nu va mai trăi, că va muri Dumnezeu, i-a dat zile. Poate am spus eu, cred că am și amintit am vreodată că Aveam un sicriu făcut, pregătit pentru asta, când trebuia să vină de la Cluj, dar sicriul l-au mâncat carile pentru că n-a fost nevoie să fie pentru mama. Mama a trăit. Și a ajuns totuși în anul 2011, datorită problemelor pe care le-a avut o timpul cu inima, așa, să ajungă circulația mai slabă la Cluj, sora mea să o ducă la spital și acolo să-i spună că trebuie amputat un picior. A fost o decizie grea. De la Cluj am mers la Târgu și am ajuns la Târgu, Mureș și, ajuns la Târgu Mureș și la fel i-a spus tot același lucru. Am ajuns la Târgu Mureș. Și te rog să te gândești, mama mă strânge de mână să uită la mine și îmi spune cuvintele astea. Dragul mamii, Ești copilul meu, dar tu ești și omul lui Dumnezeu. Spunem ce trebuie să fac. lasă -mi taie picior. Mi-a fost greu să-i spun, mamă, știi, dacă stai piciorul, știam ce va urma după aceea. Probleme care vor fi, mame, decizia ta. Medicul spunea că dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, șansa de viață este foarte puțină și ar fi vrut să-l mai întâlnească și pe cel mai mic dintre frați care era în străinătate. Și era vorba de ore de trăit, cât îi spuneau medicii, dacă nu lasă lucrul ăsta, se întâmplă. să -i se întâmple. Accepta să-i se taie piciorul. Dar ce crezi că nu s-a oprit cazul aici? După două, trei zile și piciorul celălalt a început să-i se negrească. Și de data asta mama a spus, nu mai vreau să mi se tai piciorul, ce am de la tine o dorință. M-a rugat să mă duc să-i aduc cina Domnului, să mă duc la bisericuța noastră de acolo, de la Târgu Mureș, unde era ea, până la bistrița, să-i aduc cina Domnului. Mă gândeam că mă duc la Târgu Mureș, la un coleg, la un pastor, să vin acolo, să împărtășim, crezând că își trește ultimele clipe. Dar mai m a spus, nu te duci acasă dacă vrei, acolo acasă la noi. Ea vrea să vadă și despre tata, acel ce vești aduc de acolo, de la tata. Și cu frații te rogi și eu te aștept. Mama te așteaptă să te întorci înapoi. A făcut lucrul ăsta, era frig, era iarnă, gheață pe drum, am venit, m-a așteptat, slăbită cum era, parcă pe pat acolo. I-am dat cina și toți ochii se uitau la noi din salon. La ce se întâmplă? Ba cineva mi-a cerut să o împărtășesc și pe ea o vecină. I-am explicat despre faptul acesta. M-a înțeles până la urmă. Își trăia și Vecina ei de pat, ultimele clipe, femeie tânără de vreo 40 de ani era, care în ultima zi, peste două zile a murit. I-am dat cina, am stat acolo, ne-am rugat și apoi am spus că noi ne retragem la un hotel în apropiere, să eram cazați acolo. Și am vorbit cu asistenta. să ne sunați, să ne spuneți când se întâmplă. Acum credeam sigur că mama pleacă. Ca să vin dimineața, telefonul să nu sune și să trăiesc niște momente extraordinare. Acolo, în salon, la ușă, n-am mai pășit pentru că, de fapt, auzeam o voce, era mama care vorbea. Îți spuneam că mama nu se ruga la biserică cu voce tare. Și asta mă face să înțeleg că cei care se roagă de multe ori cu vocea scăzută se roagă poate mai mult decât alții care se roagă tare să audă alții. Mult încă măruța. Mama predica acolo. Hmm. Și spunește cuvinte așa de frumoase și toate femeile o ascultau. Dar când am intrat în salon, am văzut minunea. Piciorul acela care era negrit și care urma să fie tăiat, îl mișca pe lângă pat. Și era un picior normal. Și era un picior care nu mai trebuia tăiat și un picior care a rămas toți anii care am mai trăit după aceea. Și am întrebat-o, mamă, ce s-a întâmplat? Cum a fost? Și a spus în felul următor. După ce a plecat, după ce te-ai dus tu, eram tare obosită, m-am odihnit. Și m-am trezit că a venit lângă patul meu un domn îmbrăcat în haine albe, un bărbat, acela așa de frumos. Nu era, nu-i plăcea de doctorul care i-a spus că taie piciorul și care era piciorul. Deci nu era doctorul meu, era alt doctor, tânăr, frumos, care m-a mângâiat și m-a întrebat, de ce ești tristă? M-a mângâiat pe crește și apoi s-a apropiat de piciorul meu și mi-a atins piciorul și a spus, o să fie bine. Și a plecat. Și m-a întrebat ea, mama, oare cine a fost doctorul ăla? Și am zis, mama, tu știi cine a fost doctorul ăla. Era doctorul și eu zic Sucrean. că și tine a fost. A fost Isus. A fost extraordinar. Cel mai bun doctor. Da. Cel mai minunat doctor. Să-l pe El, să trăiești cu El, e viața frumoasă. Ce mai extraordinar. Dumnezeu v-a dat șansa și v-a dat harul să aveți uh, de multe minuni din partea Domnului. Uh, frate Nelu, uh, mulțumim mult pentru că ați participat la acest podcast și uh, poate cu ajutorul Domnului să continuăm și altă dată să discutăm despre alte minuni. Cred cu siguranță că mai sunt și altele de povestit. Uh, dar așa ca și un gând final, uh, cum ne-ați sfătuit să îndrăznim să, eu știu, să avem uh, să ne înaintăm ca să avem parte de astfel de, de experiență și să povestim astfel de minuni. Eu cred că nu trebuie să facem mare lucru decât să stăm aproape de Domnul, pentru că întotdeauna experiențele, minunile vin în urma unor încercări în viață și a unor situații cu care ne întâlnim. nu e așa? De multe ori putem să vedem întârziem trei minute, de ce întârziem? Era înainte un accident, putea să ni se întâmple ceva. Așa e o minune. Și atâtea lucruri se, se întâmplă și, de fapt, nu mai trebuie să vedem minunile. Deci, cu alte cuvinte, să ne deschidem ochii. Să deschidem ochii, că deschidem minunile sunt lângă ochi. noi, sunt aproape de noi. Pentru că în fiecare zi experimentăm exact, minuni. Exact, exact, exact. Mulțumim mult, frate Nelu, pentru participare la acest podcast. Cu drag. A fost o bucurie din partea mea să pot să împărtășesc cu voi unele din experiențele care nu sunt ale mele, doar sunt frumoase pentru că Dumnezeu le-a făcut să aibă un final fericit. Și pot să închei cu ceea ce am început. Trăim și n-am murit pentru că Dumnezeu e viu și trăiește și a scris viața în dreptul nostru. Exact. Poveste. Doresc tuturor multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim. Până data viitoare, rămâneți perseverenți pe calea Domnului.